Fostul primar din Lelești a ajuns director la patrimoniu după ce a făcut blat cu liderii PSD în urma alegerilor din 2016, așteaptă verdictul Comisiei de Disciplină după ce a fost acuzat că a comis-o din nou. Marian Rotaru a fost băgat în Comisia de Disciplină pentru decontarea unor deplasări la Petroșani în baza unor ordine de plată fictive în timp ce se afla în primărie. E adevărat, a fost încă o dată introdus într-o Comisie de Disciplină. Sperăm că această comisie de disciplină să-și spună punctul de vedere cât mai repede și activitatea să se desfășoare în condiții cât mai bune la Direcția Publică de Patrimoniu. Directorul Rotaru a cerut chiar o discuție cu primarul municipiului după noile acuze ce au fost aduse. Domnul Rotaru a insistat să poarte o discuție cu domnul primar Marcel Romanescu în cursul acestei zile. Este foarte important să se știe exact care sunt problemele care îi se impută și dacă îi se impută, de ce îi se impută domniei sale. Maria Rotaru a mai fost acuzat că s-a folosit de angajații din subordine pentru a efectua munci în propria ogradă. Fost primar la Lelești, Rotaru a obținut funcția de director la patrimoniu în primăria Târgu Jiu în urma negocierilor cu fostul primar Florin Cârciumaru, cu care a făcut pact imediat după alegerile din 2016, când a oferit PSD-ului susținerea în Consiliul Municipal Târgu Jiu.